Haideți să vedem cum se intră în meniu ascuns sau meniu secret din sistemul climatronic la Volkswagen Golf 4, Bora, Passat și așa mai departe. Așadar, puneți contactul sau porniți motorul, indiferent. Apoi, dacă nu l-aveți deschis, climatronicul puteți să-l deschideți și ca să intrați practic în sistemul climatronic, va trebui să apăsați pe trei butoane simultan. Pe butonul de recirculare a aerului în jos, pe butonul albastru, butonul de aer rece și butonul Econ de la Economy. Bun, apăsăm pe cele trei butoane în același timp. Și iată, am intrat în meniul secret. Aici aveți la dispoziție 1, 2, ne întoarcem înapoi, avem 54 de canale. Iată. Haideți să vorbim un pic despre ele. Primul canal vă arată temperatura din interior, temperatura din interiorul mașinii și multe alte canale pe care le puteți descoperi pe site-ul nostru servicetutorials.com. Ca să ieșiți din acest meniu secret, nu trebuie decât să apăsați pe ca să ieșiți din acest meniu, nu trebuie decât să apăsați pe butonul icon și revine la afișajul anterior. Luați contactul sau opriți motorul și cam asta e tot.